Bine te-am regăsit! Am ajuns la întrebarea întrebărilor. Cum știi că te iubești? Suntem în ziua 4 a cursului de reprogramare mentală prin tehnici NLP, unde evident că învățăm lucruri extraordinare și ieșim din toate cele și chiar că ne reprogramăm și genetic, nu numai mental, însă o facem fiecare din dreptul său, cu putere și cu asumare. Ei bine, cum știi că te iubești? Hai să vedem ce ne spun acești oameni geniali și extraordinari din curs, pe care ți-i recomand să lucrezi cu ei, că sunt nelepiști geniali. Dragilor, cine începe? Moni? Da, azi am înțeles un lucru formidabil și anume că te iubești cu adevărat când te accepti așa cum ești tu în momentul ăsta, și cu bune și cu rele, când îți permiți să greșești, asta e foarte important, și când îți dai voie să greșești, pentru că numai așa îți dai voie să experimentezi. Și dacă privești greșeala ca pe un experiment și ca pe o șansă de învățare, și când te aștepți și din postura de bunătate și de iubire de sine, îți spui ce pot eu să fac ca să devin mai bun, atunci se întâmplă miracolele. Da, îți mulțumesc pentru asta. Cu multă iubire, felicitări, mulțumesc și eu. Super! Cine mai împărtășește? Roxana? Total de acord cu Moni. Și ce aș vrea probabil să mai adaug la ce am zis, sau poate să subliniez, că deja am menționat în parte, atunci când ești, când dorești să crești și când dorești să evoluezi și să fii mai, să-ți schimbi anumite părți care nu-ți plac, dar nu ți le critici, ești blând cu tine, înțelegi de unde vin și atunci doresc să le schimb ca să fie o versiune și mai bună a ta mâine și poi mine și tot așa. Ia, felicitări, mulțumesc, Roxana, super! Cine mai împărtășește? Daniel și apoi Cornelia? Pentru mine sunt întru totul de acord cu ce au spus colegele noastre. Eu cred că iubirea de sine mai are o componentă importantă, și anume cunoașterea de sine. Pentru ca să te iubești în totalitate, trebuie să te cunoști în totalitate, să te descoperi în totalitate. E ca și atunci când te îndrăgostești de o altă persoană și vrei să descoperi tot potențialul ei și în tot ce în existența ei. În general, cam astea ar fi treptele. Blândețea, exact ce au spus și colegele noastre, cu acel feedback foarte important, cam asta e esența iubirii de sine, tot doar și poate. Și aș mai adăuga să ai grijă de visele tale. E una dintre marele componente ale iubirii de sine. Vă mulțumesc din suflet, un curs extraordinar. O seară bună. Mulțumesc, Daniel, super, super, felicitări. Cune, doar vreau să adaug, să continui ce a spus Daniel, că e chiar un citat. Să-ți urmezi visele, că ele știu calea. Super tare! Da. Mulțumesc, Roxana, super! Cornelia! Bună seara! Da, o zi interesantă și foarte profundă. Într-adevăr, eu știu că mă iubesc în momentul în care pot să vă accept cu bune și să nu zic cu rele, însă pot să-mi accept corpul chiar dacă într-o zi poate mi-a ieșit un coș pe față sau chiar dacă într-o zi mi se întâmplă ceva în exterior sau chiar într-o zi dacă nu mă simt bine sau am făcut un lucru care nu mi-a ieșit tocmai așa cum mi-am dorit și am tendința să mă critic sau nu știu să... într-un fel sau altul să spun, păi, puteam să fac altfel sau diferit, însă mă privesc așa din exterior ca un observator și văd că de fapt tot ceea ce am făcut, am făcut bine, pentru că am simțit în momentul respectiv, aia am fost așa cum accept, așa cum sunt, cu blândețe, cu iubire și să mă întreb, ce voi face data viitoare diferit? Ok, o iau pe experiență și când tu ai încredere în tine, te accepti, ești bine cu tine, ai încredere în tine, ai respect de sine, stimă de sine. Apoi, iubirea crește și crește și crește. Mulțumesc, vă iubesc! Felicitări, felicitări și eu te iubesc! Super! Mulțumesc! Cine mai împărtășește?
Aș vrea să mai adaug eu ceva la ce a spus Roxana, că a zis că visele noastre știu calea, a zis Daniel că iubirea de sine înseamnă vise, visele noastre știu calea și m-am gândit că aici poate nu știi exact care este visul tău, poate n-ai o imagine exactă, dar clar că ai o intuiție care te ghidează spre ceva și cred că toate la pachet. Da. Din perspectiva mea, adică acum mi-am dat seama. Da, așa este, așa este. Chiar fără să ne dăm seama, fiecare om se îndreaptă spre visul său, de fapt. Numai că nu-și dă seama că se îndreaptă spre visul său, nu-i conștient și încă ezită, face ca aracul sau camel, cu cine e, cu trei pași înainte, trei înapoi, doi înainte și așa mai departe. Ok, super, mulțumesc! Cine mai vrea să ne împărtășească? Haideți, dragilor, dați din înțelepciunea voastră și altora și mie! Nu păstrați doar pentru voi. Zic eu, na, asta vorbea după valorile mele. Desigur că puteți păstra doar pentru voi dacă doriți. Ok, ne mai zice cineva? Aș mai adăuga eu. Pentru că de foarte multe ori am auzit în lucru și am avut clienți care au venit pe această confuzie între egoism și iubirea de sine. Da. Am lucrat pe zona asta și rezonez. E foarte important să ajungi într-o fază a vieții în care să-ți aduci plăcere și mai ales să-ți descoperi pasiunile tale și să lucrezi în direcția asta frumos cu tine. E tot o formă a iubirii de sine. Da. Fără doar și poate. Egoismul e cu totul și cu totul altceva. E când ai mult și nu dai nimic. Eu ăsta îl consider că e egoism. Sau n-ai nimic și nu dai nimic. Aia e... Nu este iubire și este egoism. Așa e. Mulțumesc, super tare. Felicitări, Sanda. Eu zic că atunci știu că mă iubesc când pur și simplu exist în aici și acum și exist în prezent și când practic simt că iubesc viața, iubesc viața și iubesc pe ceilalți, automat mă iubesc pe mine. Deci nu neapărat mă focusez pe mine când mă iubesc pe mine, ci am starea aceea de armonie interioară. Ia, yeah, felicitări! Asta eu. A trăi în prezent, a exista pur și simplu. Și a trăi în armonie cu semenii tăi și cu natura, cu universul. Atunci automat mă iubesc și pe mine. Asta simt. Ok, felicitări! Aș veni cu o completare cu semenii care vor să fie în armonie, că poate găsești o parte de semeni care nu vor să fie în armonie și atunci știi cum e cu granițele. Da, dar că din experiența mea, când sunt în armonie cu mine, vin doar persoane care rezonează în vibrația mea. Asta cam așa e. Cam așa e, felicitări, mulțumesc! Eu mulțumesc! Cu mare drag! Antonella, ridicați-i mâna? Da, cum știi că te iubești dacă te pui pe primul loc în viața ta? Da. Deci asta este, atunci știi că te iubești. Asta este, și simți treaba asta și este, nu știu, așa simt eu acum, să spun. Așa mi-a venit. Ți-a venit foarte bine. Felicitări, da, așa este, așa este. Mulțumesc, super, super. Ne mai împărtășește. Să combat un gând care poate ar veni în mintea oamenilor. Nu este egoism. Da, așa este. Chiar este dovada de cea mai mare altruism, că te pui pe primul plan, pentru că așa îți dai seama că având grijă de tine, într-adevăr, dacă e nevoie să ai grijă de copiii tăi, poți să ai grijă de ei având grijă de tine. Da. Că mai ales aici apare, cum să mă pun pe mine înaintea copilului meu, cum să, păi uite, foarte simplu, învață-l să trăiască, prin a-i da tu exemplu că poți să trăiești, fii tu fericită ca să-i dai exemplu și lui că poți să fie fericit, împlinește-ți tu visele ca să și le împlinească și ești tot așa, adică, da, corect, felicitări, mulțumesc. Și dacă nu te iubești, tu nu poți iubi pe ceilalți. Absolut, absolut. Păi, de primul loc. Dacă nu ai ceva, cum să dai ceva din ce nu ai? Nu? Indiferent soț, copil. Da, așa este. Așa este. Mulțumesc, super. Dragilor, sunteți geniali și extraordinari.
Mai e cineva de completat ceva? Sanda? Consider că e foarte important să trăiești în concordanță cu valorile tale. Și atunci automat revii la iubirea de sine. Da. Este o concluzie care mi s-a întărit acum în zilele acestea. Ok, felicitări! Felicitări! Mulțumesc! Super, super! Mai vrea cineva să adauge ceva? Ok, nu mai văd nicio mânuță. Mâine, că și mâine este o zi. Ei, observ că se întâmplă lucruri geniale și extraordinare. Te așteptăm aici, în Academia Română de Coaching, în comunitatea noastră de oameni extraordinari. Creștem împreună, învățăm să ne iubim, învățăm să respectăm pe alții, învățăm să ne respectăm pe noi, să ne creștem stima de sine, încrederea în sine și toate lucrurile, fiecare pentru ce este mai important, să zic așa, și pentru ce își dorește să facă și să aibă, astfel încât să trăiască în armonie cu el și cu ceilalți, bineînțeles. Și desigur foarte multe tehnici, foarte multe chestii geniale, așa încât te aștept aici în 21 mai 2018 la cursul de formare în coaching din București, unde vei învăța despre tine pe de-o parte și despre cum să lucrezi cu alți oameni pentru a fi un coach extraordinar, că e o profesie genială, genială. Detalii găsești pe academiadecoaching.ro sau 0752-163-163. Te îmbrățișez cu inima, te iubesc cu sufletul și îți doresc o seară superbă și pe mâine, pa!